urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Ministerul Finanțelor propune printr-un proiect de hotărâre de guvern o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil din cauza situației internaționale. Valoarea ajutorului acordat este de 50 de bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400 de mii de euro per întreprindere. Ajutorul de stat va fi sub forma unui grant acordat operatorilor economici licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene, care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, contra cost sau transport de persoane în mod regulat, inclusiv transport public local. Termenul limită de depunere a cererilor de compensare este 1 decembrie 2022. Execuția cheltuielilor bugetare de la nivelul UAT-urilor din județul Vaslui se remarcă printr-o lipsă de interes pentru investiții. Conform raportului Camerei de Conturi Vaslui pe anul 2020, cele mai mari cheltuieli sunt cele pentru asistență socială, 91,44%, și cheltuielile de personal, 95%. În schimb, gradul de execuție al cheltuielilor de capital a fost de numai 52,85%. Grav este că și execuția cheltuielilor la proiectele europene merge foarte prost, cu un grad de realizare de 44,4%. De ieri, ansamblul monumental Podul Înalt de la Băcăuani, comuna Muntenii de Jos, construit pe locurile în care se spune că s-ar fi desfășurat unul dintre cele mai importante momente ale istoriei noastre naționale, bătălia de la Vaslui, care a avut loc pe 10 ianuarie 1475, va intra într-un amplu proces de reabilitare. Consiliul Județean Vaslui a anunțat ieri că a predat amplasamentul constructorului care a câștigat licitația pentru reabilitarea ansamblului și s-a trecut la organizarea de șantier. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 12 luni, iar valoarea totală a întregului proiect este de peste 1,6 milioane de euro, dintre care mai bine de 1,4 milioane de euro este contribuția Consiliului Județean Vaslui. Ministerul Apărării nu are în vedere reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Precizarea vine de la Ministerul Apărării Naționale Vasile Dâncu, care a spus totuși că se are în vedere un stagiu militar voluntar. Cei care se vor înscrie ar urma să fie plătiți cu aproximativ 2700 de lei pentru perioada în care fac stagiul, iar ulterior să beneficieze de o soldă lunară de aproximativ 1500 de lei. Această variantă este luată în calcul dat fiind contextul tensiunilor generate în estul Europei de Rusia, care a amasat trupe și armament la granițele Ucrainei. Ridicarea restricțiilor legate de pandemia de coronavirus a revigorat activitatea Bibliotecii Județene Nicolae Milescu Spătarul Vaslui. Sălile de lectură și pentru împrumutul cărților sunt din nou pline cu cititori, tinerii fiind segmentul de populație cel mai activ. Oamenii redescoperă bucuria lecturii, oamenii redescoperă acest templu al cărții și se bucură de faptul că pot socializa, că se pot întâlni unii cu alții, a spus Gelu Bichineț, directorul Bibliotecii Județene Nicolae Milescu Spătarul Vaslui. Grație rezultatelor extraordinare obținute la campionatul european de taekwondo din Croația, doi dintre sportivii legitimați la clubul Liga de Est Vaslui au fost incluși în topul celor mai buni din Europa, alături de o unguroaică și un finlandez. Între 27 aprilie și 1 mai, în Croația s-a desfășurat cea de-a 27-a ediție a campionatului european de taekwondo pentru juniori și a 36-a ediție a campionatului european de taekwondo pentru seniori. Cele mai importante rezultate au fost obținute de sportivii Andra Larisa Chirilă și Andrei Ionuț Chiriac, acesta fiind și motivul pentru care ambii au fost incluși în topul celor mai buni seniori taekwondo din Europa. Transmitem și noi felicitări! Lovitură dură pentru șoferii români. Potrivit unui proiect inițiat de executiv care a fost adoptat de Senat, amenzile date pentru lipsa rovinietei se dublează față de cuantumul actual. Pentru a fi pus în aplicare, inițiativa mai trebuie să fie adoptată în Camera Deputaților și să fie promulgată de președintele României pentru a fi publicată în Monitorul Oficial. Noile amenzi vor ajunge, de exemplu, pentru autoturisme între 275 și 550 de lei, pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto și maximum 23 de locuri pe scaune, între 3.100 și 6.200 de lei, iar pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, cuantumul sancțiunilor contravenționale pornește de la 5.500 de lei și ajunge chiar și la 11.000 de lei.
Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Iași, împreună cu procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Iași, au organizat o acțiune pe linia combaterii traficului de droguri de mare risc, fiind identificată o persoană care s-ar fi ocupat cu distribuirea drogurilor de risc și mare risc la un festival din localitatea Mamaia. Ulterior depistării au fost efectuate 4 percheziții domiciliare în localitatea Mamaia și în municipiul Bârlad, în urma cărora au fost ridicate 77 de pastile și alte substanțe halucinogene, 3200 de lei și 415 euro și 2 telefoane mobile. Persoana prinsă cu vânzarea de droguri de risc și mare risc, Marian Octavian Rotaru din Bârlad, a primit de la magistrații Tribunalului Vaslui mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acesta a contestat sentința la Curtea de Apel Iași. Se dezvoltă interesul pentru agricultura ecologică. Fermierii produc sucuri de fructe, produse laptate și de mărărit. Agricultura ecologică reprezintă o opțiune tot mai serioasă pentru fermierii județului nostru. În anul 2021 au fost înregistrați în sistem de agricultură ecologică 110 operatori, aceștia însumând un număr de 118 fișe de înregistrare. Conform datelor Direcției pentru Agricultura județului Vaslui, domeniile în care se practică agricultura ecologică sunt 80 de producători în sector vegetal și 29 de producători în sector apicol, 3 procesatori, 4 comercianți, un exportator și un importator. Tot în anul trecut au fost înregistrate 17 declarații de modificare și 4 notificări de retragere din sistem. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM. Smile FM. Your happy music.